Ziua, dragii mei urmăritori, abonați. Eu să mă prezint, sunt Iulian Nicincu, din Cincu, județul Brașov. Și vă arăt, astăzi sunt pe hotarul comunei Cincu. Vă arăt localitatea pe panorama localității de la distanță. Uitați. Frumos. Se vede și biserica care v-am mai zis. Biserica evanghelică. Se observă. Sunt pe hotarul localității, pe câmp. Aici pasc oile, caprele, la distanță, dacă le observ, se văd. Se aud caprele, oile, la distanță, de 8 metri de mine. Iarna. Așa este pe hotar la mine, în zona, la Brașov. Cam în zona asta se află oile. Dar nu mă apropii că sunt câini. S-ar putea să mă muște. Trec și mașini pe drum. Între localități. Ce face parte. Ui, omul ăla și-a făcut și foc, mă, să vede foc. Acolo la ui. Deci frige o slănină, ceva de mâncare, o frige ceva, sau se încălzește. Câmpul ăsta frumos din comuna Cincu. Am revenit, mă aflu pe drumul de acces între localități, între Cincu și Toarcla și județul Sibiu, comuna Bruiu. Vă arăt în imagini bazinul de colectare a apei care alimentează comuna cu apă potabilă. În spatele meu se află cel mai mare poligon din Cincu de trageri din Europa. Cel mai mare poligon din Europa se află la Cincu. Mă apropie de pancarda cu localitatea Cincu. Groșenk în limba germană înseamnă la 5. Și revenim când ai intrat în localitate. Uitați o troiță. Sunt troițele la țară. Locul unde se ține târgu, când se țin târgurile la Cincu. Este locul târgului. Acum am intrat în localitate. Dragii mei, Iulian Nicincu vă salută. Uitați, am intrat la intrare în localitate. Pentru până data viitoare, Nicușor Iulian Nicincu, județul Brașov, România, vă salută și vă urează o zi plăcută.